Potrivit unui comunicat de presă al instituției prefectului județului Sălaj, luni 17 noiembrie, Serviciul Public Comunitar, regim permise de conducere și înmatricularea vehiculelor și Serviciul Public Comunitar pentru eliberarea și evidența pașapoartelor vor avea programul suspendat din cauza activităților desfășurate cu ocazia alegerilor prezidențiale de duminică. Cele două servicii vor reveni la programul normal de lucru începând de marți 18 noiembrie.